Doamnelor și domnilor, dragi copii, veniți-mă și vă spun din politețe. Liniște! Sunt emoționat. Sunt ca atunci când mă aflam în fața elevilor și trebuia să mă pregătesc înainte să țin o lecție. Nu e vorba de o lecție propriu-zisă, ci faptul că, într-adevăr, așa cum s-a spus astăzi la Roma, e un eveniment deosebit. Asistăm la deschiderea unui așezământ cultural de care vor beneficia, eu aș spune, în primul rând, copiii din Roman, elevii din Roman, dar și din comunele limitrofe Romanului și în urmă, i-aș spune cadre didactice și, nu în ultimul rând, locuitorii orașului Roman. Așa cum s-a spus la începutul acestei deschideri oficiale, în momentul când am ajuns președinte al Consiliului Județean, normal că am venit și în Roman, oraș de care mă leagă foarte multe amintiri, având în vedere că o perioadă de timp am lucrat la inspectoratul școlar și dați-mi voi să spun că am cunoscut și sper că pot să spun fără niciun fel de reține, cunosc învățământul romașcan, învățământ performant și astăzi îi salut pe colegii mei care sunt prezenți aici și pe cei care din motive obiective nu au putut participa pentru rezultatele obținute de-a lungul timpului, dar și la catedră. Deschiderea muzeului, aș spune, vine la un moment potrivit. Vedeți dumneavoastră, dacă de foarte multe ori se vorbește de criză, am găsit soluțiile necesare împreună cu domnul profesor Dan Laurențiu, Leureanu, să găsim soluțiile economice, aș spune, să realizăm acest obiectiv. Am venit cu investiția din partea Consiliului Județean, investiții care se ridică în jur la 10 miliarde de lei, cu utilitățile și cu celelalte lucruri importante realizate de către Primăria Roma. Așa cum am mai spus, am investit și vom investi în Roma în obiective importante de care să se bucure cetățenii acestui frumos municipiu. Nu o să vorbesc prea mult, fiindcă sunt lucruri importante de văzut. Am spus și, mă repet, sunt emoționat în sensul bun al cuvântului, văzând atâta lume, văzând copii, că, într-adevăr, astăzi putem spune că la Roma asistăm la Dumnezeu Dumnezeu. Da, vreau să precizez și eu că este o zi importantă pentru Roman astăzi. Și din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere a unui act de dreptate, pentru că aici, în parcul municipal din Roman, grădina mare a municipiului Roman, cu mulți ani în urmă exista o clădire, teatrul de vară, o clădire pe care, din păcate, nu am mai prins-o atunci când am ajuns primar în municipiul Roman în picioare, și atunci am gândit să încercăm să venim cu un act de dreptate pentru a reda ceva din utilitatea și gloria grădinii de altă dată, dincolo de amenajarea specifică unui parc care trebuie să se bucure de cunoaștere și respect în Moldova, dar reabilitarea unei instituții care în ultima vreme suferea. E bine că a fost amintit aici lucrarea și memoria a două persoane care s-au implicat, regretatul profesor Tărăbuță și doamna profesoară Bidirișanu, care s-au implicat și au pus mult suflet. Odată cu retrocedarea spațiului, odată cu transferul de bunuri, dumneavoastră știți cum se spune atunci când muți o gospodărie. Dacă muți odată, se distrug 50%, dacă o muți de două ori, 75%, dacă o muți și a treia oară, e ca și cum a fost prăduită de un incendiu, așa s-a întâmplat la Roman și atunci am dorit să redăm, dacă vreți, orgoliu romașcanilor de a avea un muzeu de științele naturii, recunoscut atât în județul Neamț cât și în Moldova, recunoscute fiind expozițiile deosebite ale acestui muzeu din perioada celor două persoane care s-au implicat, profesorul Tărăbuță și profesoara Bidirișanu.